Trebuie să înțelegem un lucru, IMM-urile sunt adevărat un motor de creștere economică. IMM-urile, societățile, ele pe orice experiment sunt cele mai lovite. IMM-urile înseamnă în jur de 300 și ceva de mii de firme. Jumătate din numărul de firme înregistrate la Registrul Comerțului. Ele generează 44% din cifra de afaceri a României. Au 2,5 milioane de angajați din cei 4,8 milioane de angajați. Iată cât de importante sunt aceste IMM-uri. În egală măsură și Splitul TVA, tot în ele ar fi lovit. Pentru că n-ar fi făcut altceva decât să le decapitalizeze. Este o realitate. Societățile românești, cu atât mai mult societățile mici și mijlocii, sunt decapitalizate. În cei 27 de ani de economie de piață, prea puțin a făcut statul, ca să nu spun deloc, și chiar și băncile comerciale, să finanțeze companiile românești. Prea puțin a făcut statul ca să protejeze capitalul românesc și clasa antreprenorială românească, care a fost într-o concurență vădit neloială, disproporționată cu multinaționale, care veneau evident ca un tăvălug în România cu miliarde de euro la purtător și cu acea cultură antreprenorială sau de business, acel know-how care încă lipsește multor antreprenori, chiar și astăzi multor antreprenori români. De-aia firmele românești au murit ca muștele, n-au avut nicio șansă în fața multinațional. În continuare, tot în ele lovim și cu această măsură de split TVA. Pentru că, vedeți, 80 și a spus-o, e o vorbă, gura păcătosului, adevăr grește. Mișa a recunoscut săptămâna trecută în Parlament. 83% din firmele care declară TVA în România îl și plătesc. Ori nu poți atunci pentru o minoritate de 17%, reprezentând firmele care le declară și nu plătesc, să condamn câteva sute de mii de firme oneste. Vorbim în cazul ăsta de vreo 500 de mii de firme oneste. Această măsură a Split TVA lovește, cum a sesizat și dumneavoastră, în IMM-uri, în cele 300 de mii de IMM-uri. Pentru că ce fac IMM-urile? Perfect legal. Rulează acești bani de TVA ai statului între 25 și 55 de zile. Sunt o mană cerească, o gură de oxigen. Pentru exigibilitatea la plata TVA-ului survine în a 25-a zi a lunii următoare lunii de facturare. Ca să înțelegem, dacă emitem o factură pe 30 octombrie, plătim pe 25 noiembrie. Avem 25 de zile. Dacă emitem factura pe 1 octombrie, exigibilitatea la plata TVA-ului tot 25 noiembrie, iată că avem 55 de zile în care micile firme rulează banii statului. Dar, cum să spun, nu e un abuz, nu este ilegal, că așa e la codul fiscal. Exigibilitatea e la 25-a zi a lunii următoare. Dar și statul este mult mai păcătos și comportamentul statului. Nu numai că este imoral, este și ilegal. Câtă vreme întârzie în mod deliberat cu lunile și 9 luni și 10 luni la plată, ce? TVA-ul datorat agenților economici. Implementarea acestei măsuri a splitului TVA va avea ca și consecință falimentul foarte multor firme, pentru că nu vor mai putea rula acești bănuți, pentru că odată încasat TVA-ul în contul de split TVA deschis de agentul economic la trezoria statului, el este indisponibilizat instantaneu. Agentul economic nu mai are drept de a dispune de acești bani. Sunt la dispoziția statului. Și atunci evident că consecința imediată va fi falimentul foarte multor întreprinderi. Noi trebuie iară să înțelegem un lucru, că fiscalitatea din România este rezonabilă. Chiar dacă vorbim de 16% impozit pe profit, 16% impozit pe venit, 19% TVA, comparativ cu alte țări în care se merge în cotă progresivă până la 80%. Deci e totuși rezonabil. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea și contribuabilul român. Că și el suferă de aceeași manie ca și multinaționale, că degeaba le arătăm cu degetul pe ele, că și noi facem la fel. Adică și 1% dacă ar fi impozitul, nu 16% pe profit, noi tot am încercat să-l optimizăm fiscal. Dar trebuie în egală măsură să avem reprezentarea faptului că din impozitele și taxele noastre se finanțează marele sisteme publice, fie că vorbim de învățământ, de sănătate, de armată, de administrație, de infrastructură, că tot ne plângeam că nu avem kilometri de autostradă. Deci trebuie să dăm dovadă de mai mult civism, să creștem gradul de conformare voluntară în ceea ce privește aceste obligații minimale. Dar bun, revenind, deci este o realitate că lăsând 16% impozit pe profit,
Statul colectează puțin. Într-o atare logică, frustrantă de altfel, a venit guvernul Tudor și a spus: domnule, 1% impozit pe cifra de afaceri datorat de companiile până într-un milion de euro. Nu ar fi o, cum să spun, o măsură care să ne surprindă total. Noi știm că astăzi acest impozit există de 1% din cifra de afaceri pentru IMM-urile cu până la 500.000 de euro cifra de afaceri. Deci iată că acest impozit se plătește și aici sunt vreo 100.000 de firme. Acum urmează să fie generalizat la toate întreprinderile care realizează o cifră de afaceri de până într-un milion de euro, să ridică plafonul. Vorbim aici de câteva sute de mii de firme, de aproape 500 de mii de firme, până într-un, de fapt 400, mai exact 455 de mii de firme. Măsura, din punct de vedere al venitului bugetar, eu nu o văd oportună, pentru că ea n-aduce mai mulți bani. Aici este paradoxul. Pe 16% impozit pe profit, acum colectăm undeva 2,4 miliarde de lei. Deci vedeți, foarte puțin. Cu acest 1% generalizat la aproape 400 de mii de firme, plătim mai puțin, statul încasează mai puțin, 1,8 miliarde de lei. Deci nu văd care este câștigul. Mai mult decât atât, e chiar un regres, pentru că firmele cu cifre de afaceri până în 500 de mii de euro și care au zero angajați, azi plătesc 3% din cifra de afaceri. Și sunt 104.000 de firme, sunt 104.000 de firme astăzi care n-au niciun angajat. E normal să plătească 3% un impozit penalizator, pentru că ăsta e rostul oricărei întreprinderi economice, să faci profit, dar profitul realizezi angajând niște oameni și dând niște salarii. Reducerea de la 16% la 10%, păi nu vine să tocmai să aducă venituri mai mari la bugetul de stat decât să le diminueze. Sigur că, vedeți, e un calcul complicat și laborios pe care cred că nici guvernul nu-l înțelege. E o schemă mai sofisticată. Adică translatăm de la angajator la angajat. Sigur, reducem. De la 39% inițial era la 35% și au dat seama, bă, prea facem cadou angajatorului 4,25 de puncte procentuale, hai să mai punem 2 puncte procentuale, acea taxă de solidaritate sau contribuție de solidaritate, pentru că, vedeți, în funcție de reacțiile pieței, au dat-o la întors, n-am mai știut cum să o numească, și atunci e evident că se reduc contribuțiile de la 39,25 la 37,25, din care 35 se duc către angajat, reținute tot de către angajator, și mai rămân 2,25 să le plătească angajatorul, sunt acele contribuții care 6 să plătesc pentru șomaj, pentru accidente de muncă, pentru concedii medicale, toate lucrurile astea. Na bun, să într-adevăr angajatorul are un beneficiu că plătește cu 2% mai puțin la tot ce înseamnă impozit pe venitul salarial, până la urmă în dreptul angajatului, oricum nu angajatul plătește, că îi reține tot angajatorul, și atunci ca să echilibreze venitul angajatului pe noua transatare de contribuții de CSS și CAS de la angajator la angajat, îi reduce de la 16% la 10% și îi crește și salariul. Vedeți, salariul minim pe economie, dorim să-l creștem. Tocmai ce l-am crescut acum la 1450, acum îl aruncăm în 1900 de lei de la 1 ianuarie. Pentru că, într-adevăr, aici vorbim de un 50 de miliarde de lei astăzi, impozit pe venit, însemnând impozit pe salarii, și sigur ar putea să crească spre un 70 de miliarde de lei crescând salariul minim pe economie la 1900, dar vedeți, e o sabie cu două tăișuri. Mulți investitori străini o să plece.